Slăvit să fie Domnul! Vouă celor cu credință, vouă celor cu credință în al Domnului cuvânt, Dumnezeu să vă împlinească tot ce-i cereți pe pământ. Să vă apere în luptă, să vă ajute în încercări, să vă aducă în viața voastră numai bine cuvântări. Vouă care aveți nădejde în tot ce ați promis Hristos, Dumnezeu să vă împlinească tot ce-i cereți spre folos, năzuința să vă crească, să priviți mai drept la țel, Duhul să vă însuflețească mai cu Domnul, mai cu El. Celor care aveți iubirea pentru dulcele Iisus, Dumnezeu să vă împlinească tot ce vreți și nu i-ați spus. Binefacerile ascunse, tainicile împărtășiri, Domnul dragostei vă facă nesfârșite răsplătiri. Binefacerile ascunse, tainicile împărtășiri, Domnul dragostei vă facă nesfârșitei răsplătiri. Preiubiții noștri, frați și surori, mai întâi de toate se cuvine să mulțumim Bunului nostru Mântuitor și pentru această zi minunată în care ne-am trezit ieri de dimineață din patul nostru în care am odihnit. Și spunea un părinte duminica trecută, când te trezești dimineață și ai pus ochii în tavan, să-i mulțumești Bunului Mântuitor că te-a deșteptat din somn, că putea ca patul să fie sicriu și putea să fie groapă. Deci prima dată mulțumirea Lui să-L aducem, Doamne, că ne-ai deșteptat din somnul în care am odihnit și să-L lăudăm pe Domnul cu glas nesăbuit, cum spune fratele Traian. Cum să nu-i mulțumim noi de ziua aceasta că suntem împreună cu frații și cu surorile? De aceea, totdeauna, să fim totdeauna adunați în locul acesta, ca toată ziua și toată viața lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Vreau să aduc o bucurie mare. Duminica trecută am fost cu câțiva frățiori la Pitești, la părintele Constantin Onu. Și ce m-a bucurat extraordinar de mult, peste toate binecuvântările, o bucurie și mai mare. Părintele Constantin Onu are acest frumos așezământ făcut acum nou. Din Pitești la vreo 25-30 de kilometri către Purtea de Argeș, undeva pe partea dreaptă, sus pe un platou frumos acolo, și de acolo privești noaptea, orașul Pitești, cum este luminat. Privești cum râul Argeș curge așa de frumos, așa de minunat. Și când m-am urcat acolo sus, undeva mai sus ca aici la Matca, unde este Chișera, sus unde este crucea, și m-am gândit la Mântuitorul când era sus pe Ierusalim, acolo pe munte, și spunea, Ierusalime, Ierusalime, de câte ori am vrut să vă strâng cum strânge cloșca pui și n-ați vrut, iată că vi se va lăsa casa pustie. Și părintele are un așezământ așa de minunat și frumos acolo. A avut mai multe așezământe și în Pitești, și lângă Pitești, dar a fost izgorit de acolo, datorită oastei Domnului. Știți ce am văzut ce frumos acolo? Peste toate București, peste toate adunarea. Aici, în partea stângă, cum stau eu, este părintele Iosif în icoană și fratele Traian în dreapta, ca un sfânt. Fratele Traian nu este în fotografia aceasta. Este îmbrăcat înalt, frumos. Prima dată nici nu l-am cunoscut. Era la distanță. Și aminte părintele că aici este părintele Iosif. Aici este fratele Traian. Numai când m-am apropiat de dânsul, am văzut că este el. Fratele Traian are dreptarul învățăturii sănătoase, aici ținut în mână, în față, cu sfinții noștri, cu fericiții noștri înaintari de jur împrejur. Și m-am bucurat așa de mult că acolo vine multă omenire. Prima dată vin oameni care pot să vorbească, pot să audă, pot să vadă, dar vin cei mai mulți, aceia care sunt surdomuți. Și vin acolo și sărută la Părintele Iosif, sărută la Domnul Iisus,
sărută la Maica Domnului, sărută la frate Trean. Iată sfinții noștri înaintași, care de data aceasta episcopul n-a avut ce să mai facă. Și le-a sfințit pe toate icoanele cele, împreună cu părintele și cu frate Trean. Dragii noștri, ne bucurăm așa de mult pentru acest fericit și sfinț înaintași a noștri, care prea puțin îi recunosc, prea puțin mărturisesc despre ei. Și vreau să citesc ceva din fratele Traian la sfârșitul acestei cărți și spune așa: marele nenorocire ale vremurilor din urmă vor veni din pricina învățăturilor înșelătoare și rătăcite, care vor fi răspândite cu mare putere de Duhul cel amăgitor și vrăjmaș al lui Anticrist. De aceea, suflete dragă, fii băgător de seamă că nu ajunge numai să aibă cineva o râvnă puternică și un duc aprins, ci este foarte important dacă și învățătura lui este cea sănătoasă, dovedită prin veacuri de viețuire și de rodire sfinte din trecut și până astăzi, căci Duhul se păstrează prin adevăr, după cum adevărul devine rodnic și aprins prin Duhul Sfânt. Iată, preiubiții noștri, ce mare adevăr, ce minunat, spune dreptarul învățăturii sănătoase, fratele Traian Dors, și spune așa: ce spune cuvântul lui Dumnezeu, Biblia? Ce spun sfinții părinți ai bisericii? Ce spune părintele Iosif? Și tocmai la urmă, fratele Traian, nu spune ce spune fratele Traian Dors. Prin urmare suntem datori și noi. Prin urmare suntem datori și noi să urmăm învățătura lor, să urmăm credința lor. Și încă ceva care tot frate Traian, referitor la ziua de astăzi, am cântat noi cântarea aceasta așa de minunată: buzele noastre, picioarele noastre, mâinile noastre, așa au dovedit înainte de a cunoaște pe Dumnezeu, pe Mântuitorul nostru. Au fost expuse vrăjmașului diavol, mă spune și în apostolul de astăzi, și au fost roabe ascultării toate mădularele noastre. Au slujit vrăjmașului celui rău pentru că nu cunoșteam pe Dumnezeu, dar după ce am ajuns să-L cunoaștem, pentru că când nu-L cunoșteam, păcătuiam în fața lui Dumnezeu sau în spatele lui Dumnezeu, iar după ce am ajuns să-L cunoaștem, dacă mai păcătuim, păcătuim în fața Sa. De aceea, prea iubiții noștri, frați și surori, dacă când nu-L cunoșteam, am umblat în lumea aceasta și nu știam deosebi binele de rău, toate celelalte virtuți frumoase și beiam nelegiurea ca pe apă, iată că astăzi, după ce L-am cunoscut, să ne dăm toate silințele ca să unim cu credința, fapta, cunoștința, înfrânarea, evlavia, dragostea de frați, iubirea de oameni, toate acestea să fie lucrătoare în viața noastră și în sufletul nostru. Mă uitam că frații lucrează în țară, mă uitam la adunarea de la Timișoara, frații de la Comănești care au adunare pentru fratele David Vălăuță, și iată că și frații din ziua de astăzi în comuna noastră, să fim lucrători în ogorul Evangheliei Domnului. Și spune așa fratele Traian: toate înștiințările Domnului, toate îndrumările cuvântului, toate avertismentele lui Dumnezeu față de oameni au un singur scop: trezirea minții sănătoase pentru săvârșirea voii lui Dumnezeu și depărtarea de rău spre mântuirea sufletului. Ferice de cine le înțelege, dar mai ferice de cine le ascultă. Iată, prea iubiții noștri, noi suntem astăzi la ascultarea lui Dumnezeu. Deci, ferice de cine le înțelege. Și noi auzim astăzi și înțelegem că trebuie să umblăm cu băgare de seamă. Trebuie ca în cursul săptămânii să fim mai buni, mai credincioși, mai râvnitori, mai înflăcărați. Dar ferice mai degrabă de cine le ascultă, pentru că când le asculți, le și pui în practica vieții. Dar de atâtea ori sunt atâtea scăderi în viața noastră, atâtea ieșuări, atâtea lucruri care cei ce am promis n-am dus la bună făgăduință
la bună ascultare după cum am făgăduit Domnului. Și spun așa, Scripturile conțin adevărul asupra tuturor lucrurilor pe toată durata vieții omului și a omenirii. Cuvântul lui Dumnezeu toate le conține pe toate. Ele au un singur scop, să-i trezească pe cei rătăciți, călăuzindu-i spre calea mântuirii și să-i încredințeze fericit pe toți cei care merg pe această cale de valoare veșnică a nădejdii și credinței lui Hristos. Tocmai de aceea sunt scrise și spuse toate cele ce ni s-au descoperit prin profeți, prin Evanghelia Domnului nostru Iisus Hristos. Și spune acum fratele Traian, nu există niciun motiv întemeiat ca un om să aibă voie sau să aibă nevoie să-L părăsească pe Hristos. Nu este niciun motiv întemeiat ca să-L părăsim pe Domnul Iisus. Când noi știm de unde ne-am întors și știm ce am lăsat acolo și iar acum după ce L-am cunoscut și după ce L-am auzit și după ce ne-a vorbit așa din nou prin frații noștri, n-avem niciun motiv să ne reîntoarcem iarăși nou la lume și să meargă de la El întorcându-se înapoi în lume sau la altceva. N-avem niciun motiv de lucrul acesta. Dacă un suflet totuși îl părăsește pe Dumnezeu, singura cauză este numai propria sa necredință. Iată, preiubiții noștri, necredința face totul rău și greu, cum spune cântarea. Este vorba de, în Evanghelie de astăzi, de credință și de smerenie. Când a fost întrebat un sfânt părinte, care este cea mai înaltă virtute? Cea mai înaltă virtute este smerenia. Dar a doua, smerenia. Dar a treia, smerenia. Smerenia este o floare rară, cum spunea părintele nostru astăzi, din părintele Constantin Noica, este o floare rară de găsit pe pământul acesta. Smerenia. Vrăjmașul nu poate să intre acolo unde este smerenie. Și spune așa, ce trist răsună teama Mântuitorului când va veni Fiul omului, va găsi El oare credință pe pământ? Credință, nu creștinism, credință, nu culte și biserici, nu predicatori și adunări, căci de acestea vor fi poate destule, dar credință va fi tot mai puțină, până ce va dispărea cu totul. Credința cea adevărată, cea vie și ferbinte, oamenii nu se vor întoarce ca să urmeze credințele acestea nelucrătoare și reci, poate dar se vor întoarce ca să nu-L mai urmeze pe Hristos și credința Lui cea vie, dulce și sfântă. Și aceasta va fi moartea ei și a lor. Iată, preiubiții noștri, credința, doar credința, ea e singura putere ce învinge și rămâne și învinge spre moarte și înviere. Așa Dumnezeu spune credința aceasta. De aceea, dragii noștri, frați și surori, credința aceasta să fie lucrătoare, pentru că se prea poate, cum spune Sfântul Apostol Iacov, credința fără fapte este moartă. Deci credința noastră să meargă împreună cu faptele noastre, ca să fie, să meargă așa într-un ritm așa de frumos. De aceea, dragii noștri, frați și surori, n-avem cuvinte de mulțumire, de recunoștință, pentru că Bunul nostru Mântuitor ne-a adus și pe noi în lucrarea aceasta scumpă și minunată a oastei Domnului, în această chemare sfântă și binecuvântată de fericiții noștri înaintași, de fericiții noștri frați, cum și dragi, care am avut în comună aceasta și niciodată să nu uităm, niciodată să nu uităm de ei, așa cum a fost în simplitatea lor, așa cum a fost în dragostea lor, în smerenia lor, în credința lor puternică, simplu, dar o credință puternică, și-au trecut biruitor, și-au rămas învingători și n-au cedat. Și n-au cedat nicio iotă din drumul acesta, cum spune cântarea, nicio iotă să nu te întorci înapoi. De aceea Domnul să ne ajute la toate acestea, să ținem aproape de frați, să ținem aproape de frați, că nu ne va părea rău niciodată, dacă nu vom ține, vom pierde. Aud cuvinte așa de grele, nu mai viu la adunare și merge la mănăstiri. Eu rămân cu biserica, am terminat-o cu astea. Cuvinte de astea printre frați, care aveam măi și ne punem așa încrederea cât de cât.
merge la mănăstire și nu mai vine la adunare și la biserică. Iată care este credința noastră, cea care vrăjmașul a venit cu aceste îndoieli și aceste ispite și nu rămânem aici în dragostea din tâi. Am cântat noi la poarta ta, bat azi îndurerate, a dragostei din tâi. Așa a fost dragostea din tâi, dar iată că s-a șubrezit, iată că s-a ruinat și acum cântăm alte lucruri în care nu că nu sunt bune și acelea, dar noi aici am fost chemați și aici să rămânem până la sfârșitul vieții noastre. Amin. Slăvit să fie Domnul! Amin.